Azi voi începe o serie nouă și anume morți ciudate ale scriitorilor sau poeților români și voi începe cu nimeni altul decât luceafărul poeziei românești, Mihai Eminescu. Cu toții știm că a avut o moarte controversată. Unii spun că a fost otrăvit cu mercur, alții spun că a fost lovit cu o cărămidă de un alt pacient al sanatoriului de pe strada plantelor din București, unde era internat și el. Adevărul absolut nu-l vom ști niciodată. A fost tratat cu mercur pentru că se bănuia că suferea de sifilis, iar acest fapt se pare că i-a grăbit sfârșitul. La fel de adevărat este și faptul că a fost lovit cu o cărămidă în cap în ziua decesului, dar nu a murit pe loc, ci în noaptea care a urmat. Dimineața a fost găsit mort. Medicii au întocmit un raport din care nu reieșa mare lucru cu privire la cauza decesului. Lucru și mai ciudat, creierul nu a putut fi expertizat pentru că a fost uitat de o asistentă pe o fereastră și s-a descompus rapid. Recent s-a stabilit că simptomele pe care le avea sunt manifestări ale schizofreniei, nici de cum ale sifilisului, iar tratamentul inadecvat, respectiv cel cu mercur, i-ar fi grăbit moartea. Ultima lui dorință, înainte să moară, a fost un pahar de lapte. Cam asta a fost pentru azi și nu uitați de cartea despre care v-am spus în clipurile trecute, cartea pe care am scris-o. O puteți comanda de pe linkul din descrierea canalului ăstuia sau cu un search pe Google, unde -i Maria, puteți alege cea mai bună ofertă. Vă mulțumesc pentru susținere!